Vă salută, Tatiana. Mă întorc din nou în fața dumneavoastră. Am lipsit câteva zile, însă am încărcat tutorial pentru membri, deci am lucrat, chiar dacă nu am fost pe canalul principal. Astăzi mă întorc la dumneavoastră cu un nou proiect și aș dori să-l numesc un proiect surpriză, deoarece veți vedea la urmă despre ce este vorba. Pentru acestea voi folosi acest tip de șnur. Este plat, nu rotund, și vom avea nevoie de croșete cu numărul 3 și jumătate. Ceea ce lucrez eu acum este un tutorial care nu mi aparține. Deci l-am găsit în limba rusă, l-am tradus și deci nu este nimic greu de tradus. Spun de la început că nu mi aparține. Deci vom avea nevoie de acest fir, poate fi lucrat și în firul obișnuit de ceea ce aveți dumneavoastră, însă să fie un fir mai gros, mai consistent. Apoi vom avea nevoie de foarfece și vom avea nevoie de brichetă, după cum vedeți. Voi începe lucrarea mea, voi face un cerc magic, dar de fapt nu. Voi începe în felul acesta, un ochi de lanț și voi face un număr de... Deci acesta nu-l punem la socoteală, vom face un număr de 6 ochiuri de lanț, 2, nu prea strâns, 3, 4, 5, 6, acum voi închide în corespondența primului ochi cu fir alunecat, după care în interiorul acestui cerc format vom lucra un număr de 12 piciorușe scurte, deci 12. Avem 2 și continuăm. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 piciorușe scurte. Vom închide cu fir alunecat în corespondența primului picioruș. Deci am format acest cerc. Acum, scuzați gălăgia care o fac pe masă, pe birou, croșetele. Acum voi face 1, 2, 3 ochiuri de lanț. Voi întoarce în felul acesta și voi intra cu croșetul în partea din spate. Deci, nu așa, căutăm partea din spate a fiecăruia și vom începe din corespondența celui de-al doilea ochi de lanț să scoatem în felul acesta firele. Când am scos cele 3 fire în partea din spate, vom intra cu croșetul și vom trece din nou în felul acesta, după care vom intra în corespondența piciorușului scurt următor. Așa cum vă puteți da seama deja, acest model este în punctul tunisian. Am trecut prin corespondența primului ochi, după care voi lucra trecând croșetul prin câte 2 ochiuri. Am ajuns în capăt. Voi face un ochi de lanț, după care din nou voi intra în partea din spate a fiecărui picioruș, extrăgând firul pe croșet.
Vom începe cu cel de-al doilea, normal, de aici, de la croșet. Avem 4. Și voi intra și voi lua și ochiul din spate, în felul acesta voi da siguranță lucrării, va ieși bine aici jos, apoi am trecut prin următorul picioruș scurt, am trecut cu firul prin primul, acum voi trece prin câte două piciorușe, în felul acesta. Și am ajuns la capăt. Din nou, un ochi de lanț, voi întoarce lucrul și voi intra din nou în coasta fiecărui picioruș, trăgând firele și adunându-mi-le pe croșet. În felul acesta, eu v-am explicat cum se lucrează acest tip de croșet. Acum voi intra partea din spate, așa, și în următorul picioruș scurt din cercul nostru. Voi trece cu firul doar prin un singur picioruș, după care din două în două. În felul acesta continuăm. Deci, pe măsură ce vom lucra, numărul piciorușelor vor crește, pentru că, așa cum știți, aici deja creștem unul. Și vom continua felul acesta. Vom avea nevoie de 3 croșete care ne vor ajuta în lucrarea noastră și veți vedea apoi modul în care le voi folosi. Din spate, în piciorușul scurt și lucrez în felul acesta. Nu trebuie să strângem prea mult, trebuie să lăsăm o oarecare lejeritate firului, pentru că altfel lucrarea se va strânge și nu va ieși bine. Din nou, un ochi de lanț și voi intra din nou în coasta fiecărui picioruș. Doamnele care s-au uitat la lecțiile de croșetat, modelul tunisian, au văzut despre ce este vorba. Acum voi intra în corespondența ultimului picioruș, voi intra în spate și voi intra de data aceasta cu croșetul în corespondența aceluiași picioruș scurt de unde am pornit deja. Deci voi face două în unul, două coloane și lucrez în mod normal. De ce fac două coloane? Pentru a nu se strânge lucrarea. Eu ceea ce am văzut acolo, lucra coloană după coloană, însă a trebuit la urmă să tragă de acea lucrare, să o îndrepte. Eu încerc să fac în modul în care să nu avem nevoie de acele refugii. Din nou, piciorul scurt și vom continua să lucrez și dumneavoastră la fel. Vom lucra alte 2-3 coloane în acest mod, crescând de fiecare dată. După ce m-am despărțit de dumneavoastră, am făcut alte 2 coloane, m-am reîntors, am făcut piciorușul, ochiul de lanț, scuzați, și voi intra acum din nou în coasta fiecărui picioruș. După cum vedeți, aici lucrarea se curbează. Pentru a lucra mult mai ușor și pentru a face o lucrare care să arate foarte bine, deci vom merge cu primul croșet până unde reușim. Așa, în felul acesta, cred că mai fac un picioruș, astfel,
care voi lua cel de-al doilea croșet și voi continua rândul, să nu vă fie frică că lucrarea nu se strică. Uitați-vă în felul acesta. Voi intra și în coasta ultimului picioruș, voi intra în partea din spate, intrând în partea din spate nu se creează acel gol, trec prin piciorușul scurt, extrag doar printr-un picioruș pentru început, apoi trec prin două piciorușe în felul acesta. Am ajuns aici, vom trage un pic firul să ne fie ușor, după care continuăm rândul în mod normal, fără nicio problemă. După cum vedeți, în felul acesta vom continua lucrarea. Ia uitați-vă cât de ușor merge și ce frumos se conturează totul. Vedeți? Acum voi face din nou un ochi de lanț și mă voi întoarce în coasta fiecărui picioruș. Din nou. Uitați-vă așa. Mergem din nou cu acest croșet până unde considerăm că reușim. Din nou menționez că acest tutorial nu mi-aparține, l-am tradus din limba rusă, nu este al meu. Am ajuns până aici cu acest croșet, după care va intra în funcție cel de-al doilea. Acesta. Voi merge mai departe. Tutorialul care eu l-am văzut nu făcea, intrau în fiecare picioruș scurt. Eu am ales opțiunea aceasta ca din loc în loc să fac două coloane în corespondența aceluiași picioruș. Am făcut aici o coloană, acum vom face din nou o altă coloană în corespondența aceluiași picioruș. Și ne întoarcem în sus cu lucrarea noastră în felul acesta. Am ajuns aici, voi schimba croșetul. Și mie mi s-a părut foarte interesantă ideea, de aceea am decis să o lucrez pentru dumneavoastră. De acum vom continua singure și vom lucra alte două coloane, apoi ne vom reîntâlni pentru a continua lucrarea. În momentul în care voi introduce cel de-al treilea croșet, ne vom reîntâlni. M-am reîntors la dumneavoastră pentru că la un moment dat va trebui să folosim trei croșete. Deci voi porni o nouă coloană și vom coborî în jos, încărcând pe croșet. Până unde reușim să ajungem, încet, cu răbdare, veți vedea dacă lucrați o singură dată, apoi veți învăța, vă va fi drag să lucrați. Deci cam până aici am lucrat cu un croșet, acum voi intra cu cel de-al doilea. Nu trebuie să vă fie frică, nu le veți pierde pe stradă croșetele.
această coloană care este în lucru acum, o voi închide în același punct unde am închis prima, deci aceasta, vor veni două în una. Un pic mai strâns și de aceea cum iau firul din spate, astfel îi dau stabilitate și nu va apărea urât. Deci în același picior scurt voi intra și cu această coloană. Extrag prin primul picior și apoi două câte două. În felul acesta este foarte ușor. Cel puțin mie mi se pare ușor, acum dumneavoastră o să vedeți. Dacă vă încântă ideea, pe mine m-a încântat foarte mult, m-a intrigat chiar felul de a lucra. Aici trag un pic firul pentru a intra cu croșetul. Acest mod de a lucra cu trei croșete m-a intrigat un pic. De aceea am spus, haideți să lucrăm și noi. Sperăm că va fi pe placul dumneavoastră și că veți dori să încercați. Și am ajuns la ultimul croșet. Dacă vă puteți face, vă puteți procura acel croșet special pentru croșetul tunisian, îl puteți folosi pentru o parte din lucrare, bineînțeles. Pentru că indiferent de croșetul folosit, va fi nevoie să apelăm la ajutoare. Deci în felul acesta vom continua până când vom ajunge în corespondența ultimului picioruș scurt din cercul pe care l-am format la începutul acestei lucrări. Vom continua să lucrăm singure. Uitați-vă ce frumos se prezintă. Haideți să mai facem unul împreună. Încântă ideea să fiu împreună cu dumneavoastră și de aceea haideți să mai facem una cu coloană, să fim întotdeauna atente la fir, să nu-l strângem prea mult, pentru că altfel lucrarea nu va avea aspectul dorit. Și uitați-vă, croșetul tunisian poate crea frumuseți. Acesta, încet, încet, am ajuns până aici cu acest croșet, voi lua celălalt, următorul. Așa cum mai multe andrele se lucrau odată șosețele, ciorăpei, dacă vă amintiți de pe timpul bunicii, bunica făcea șosete cu 5 andrele, 4 erau în lucrare, iar a 5-a era ajutorul. Așa și noi acum lucrăm cu mai multe croșete, ca să facem o lucrare deosebită. Așa cum vă spuneam, la secțiunea membri am încărcat un tutorial. Am intrat în următorul picioruș scurt din cadrul cercului la cerere și
sunt curioasă să văd lucrarea pe care o va face Natalia, să ne o prezinte. Vom da un croșet deoparte și continuăm cu următorul. Atenție la fir, să nu strângeți prea mult, îl lăsați lejer, pentru că altfel lucrarea se va rotola. Intrăm cu cel de-al treilea. Acum că v-am prezentat și modul în care lucrăm cu 3 croșete, ia uitați-vă ce frumos se prezintă. Vom continua singuri, ne întâlnim la sfârșitul lucrării. Am acoperit și ultimul picioruș scurt. Acum voi mai face un rând. Deci pornesc cu un ochi de lanț, după care voi încărca din nou pe croșet. Data aceasta am luat și un croșet anume pentru croșetul tunisian, pentru că este mai lunguț și voi continua cu el. Nu vrea să intre acum. Nicăjești. Vreau să mă necăjească. Ai, dăm de cap noi. Nu ne lăsăm așa, cu una, cu două. De aceea spuneam, trebuie să lăsați un pic lejer firul, pentru că în momentul în care încheiem o coloană, bineînțeles că firul, aranjând lucrarea, firul se va trage și nu trebuie să lucrăm foarte strâns. Așa mai facem unul. Stai aici. Hai să mai punem unul. Încă unul. Și apoi apelăm la celălalt croșet. La cel de-al doilea. Am ajuns aici. Continui. Pe mine m-a încântat grozav această idee. Cred că și dumneavoastră veți lucra această lucrare, care la sfârșit voi dezvălui ce este, ce reprezintă și cu siguranță vă va încânta. Am ajuns până aici, continui cu cel de-al treilea croșet. Corespondența ultimului ochi, voi intra pe partea din spate, aprinde acel fir și voi intra în corespondența primului picioruș din prima coloană, în felul acesta. Și acum trec doar prin primul fir și în rest lucrez exact așa cum am lucrat până acum. Încet, încet. Am încheiat deja cu primul croșet, ne vom muta la cel de-al doilea. Trecem prin două fire, prin două piciorușe.
scuzați zgomotul care se aude, dar este croșetul care atinge biroul. Vedeți cum se trage acel fir în timp ce lucrez? Așa, acum am ajuns la ultimul croșet și încet, încet vom închide lucrarea. Deci, pe parcursul întregii lucrări avem 1, 2, 3 și aceasta ultima 4 coloane care le-am făcut duble. Deci 3 în corespondența aceluia și picioruș scurt din cerc și cel de-al patrulea, cea de-a patra dublură cu care am intrat în primul picioruș de la începutul lucrării. Am ajuns la capăt. Așa, acum voi face cu croșetul un pic pentru a da stabilitate lucrării. Mie îmi place, grozav îmi place. Așa. Voi intra, voi face fir alunecat pe această parte. Câteva fire în acesta. Încet ajungem, încet, încet, când ajungem la capătul rândului, ne întâlnim. Deci, aici facem doar fir alunecat. Nu strângeți tare, să nu trageți lucrarea, pentru că altfel nu va mai avea forma dorită. Firul alunecat îl fac exact în coasta piciorușului, așa cum am lucrat până acum. Noi ne întâlnim la sfârșitul rândului. Ia uitați-vă ce frumos este. Am ajuns la capătul rândului cu fir alunecat. Voi face din nou un fir alunecat pentru a închide lucrarea. Voi scurta firul, voi lăsa o bucățică acceptabilă, voi sigila materialul pentru că firul se desface în felul acesta, chiar dacă ne va fi un pic greu să închidem, însă trebuie să-i oferim siguranță și voi sigila și acesta care mi-a rămas, pentru că nu vreau să-l pierd, așa, iar acum voi închide lucrarea cu fir alunecat în felul acesta și voi ascunde dedesubt capetele de fire. Voi intra într-un punct aici și voi închide cu atenție. Ascunde capetele. În modul în care să-i dăm și stabilitate, dar bineînțeles, nu cred că firul va ieși după toată această. Mai intrăm o dată. Cu atenție. Acesta. Așa, acum eu voi scurta din nou acest fir, l-am lăsat anume mai lung să-l pot manevra, îl voi scurta din nou, îl voi arde puțin
Și... la deget. Sper că nu m-am rănit. Felul acesta. E voilà. Scuzați. Mi-am tăiat un pic degetul. În sfârșit. Sper să nu pătez lucrarea. Uitați-vă, dragile mele doamne, am realizat un frumos suport pentru cănița de cafea sau pentru un pahar. În felul acesta, sper să vă placă. În cazul în care v-a plăcut, vă rog să lăsați un like, un comentariu. Mi-ar face foarte mare plăcere dacă ați distribui aceste tutoriale. Mi-ar face foarte mare plăcere dacă ar fi persoane care ar deveni membri, pentru că vorbeam de membri. Ceea ce am început pentru membri este acest covoraș în mai multe culori. A fost și este de fapt un tutorial la cerere și, așa cum vă spuneam, membrii vor beneficia întotdeauna de ceva în plus. Fiind spuse toate acestea, eu vă îmbrățișez cu drag pe fiecare dintre dumneavoastră, vă iubesc, vă mulțumesc că sunteți alături de mine, sunt Tatiana și ne vom reîntâlni cu noi tutoriale. La revedere!